Dragi prieteni, vă invit să parcurgem împreună cu Mântuitorul săptămâna mare. Să mergem împreună pe urmele lui Isus chiar azi, în lunia mare. De dimineață am citit cu familia câteva rânduri semnificative pentru ziua de azi, din cartea pe care o îndrăgesc cel mai mult. Cartea care stă la baza multor creații literare și cartea care este fundamentul culturii europene de aproape 2000 de ani, Biblia. Am o întreagă colecție de cărți sfinte în spate. De câțiva ani îmi doresc ca în săptămâna mare să citesc relatările Evanghelilor despre evenimentele capitale petrecute acum două milenii. În fond, săptămâna mare este doar una. Câte să fie în cursul anului? Sunt cele mai importante șapte zile din istoria lumii, deoarece ele reiau cele șapte zile ale creației. În acest răstimp, Dumnezeu reordonează Universul și umanitatea pe coordonatele inițiale. Vă anunț că îmi propun să lansez câte un videoclip în fiecare zi, îl voi înregistra cu mijloacele mele modeste, dar va fi editat de câte un profesionist în domeniul videografiei pentru a atinge maximul de calitate a imaginii și a sunetului. Așadar, să începem cu lectura paragrafelor din Evanghelia Sfântului Marcu, ce prezintă cele întâmplate azi, în lunia mare. Apoi, permiteți-mi să fac câteva observații. Marcu, capitolul 11, versetul 12. În ziua următoare, pe când ieșau ei din Betania, lui Iisus i s-a făcut foame a zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă dacă va găsi ceva în el. Dar, ajungând lângă el, nu a găsit nimic decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a zis smochinului, înveac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii lui au auzit aceste vorbe. Și credincioșii astăzi au auzit, probabil live, la televizor, în mediul online, aceste cuvinte din evangheliile citite astăzi în bisericile noastre. Continuăm cu versetul 15, pentru că și cele ce urmează au fost realizate, s-au întâmplat tot în lunia mare. Au ajuns în Ierusalim și după ce a intrat în templu, Isus a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu îngăduia nimănui să care vreun lucru prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate niamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții, cei mai de seamă și cărturarii, au auzit și se gândeau cum să-l omoare. Dar se temeau de el, pentru că toată mulțimea era uimită de învățătura lui. Și când s-a înserat, Isus și ucenicii au ieșit din cetate. Amin. Două lecții pe care aș vrea să le desprindem astăzi din aceste paragrafe evanghelice. În primul rând, Dumnezeu așteaptă roade. Și în al doilea rând, Dumnezeu așteaptă curăție. Să le luăm pe rând. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim roditori, să fim productivi, să fim fertili din punct de vedere spiritual, moral, intelectual. Smokinul din parabolă, simboliza pe Israel. Israel ar fi trebuit să fie o națiune roditoare, sădit în centrul pământului, să îi înfrupte pe toți, din înțelepciune, din frumusețe, din legea lui Dumnezeu, însă Israelul a devenit neroditor, sterp, elitist, însă fără roade. Zmochinul însă este un simbol și pentru creștini, și Dumnezeu așteaptă ca creștinii să dea roade. La vremea potrivită a venit la smokin. Deși nu era încă vremea roadelor, era totuși vremea potrivită. Textul, în varianta originală, vorbește despre Kairos și nu Cronos. Un sezon al descoperirilor, un timp privilegiat, un timp divin. Și atunci când Mântuitorul îi spune în viac să nu mai guste nimeni rod din tine, termenul folosit este eis eon, adică în toți eonii, simbol al eternității, în toată veșnicia, nimeni, niciodată, nici când să nu mai guste rod din tine. Fructele care trebuie să fie coapte pe timp de criză, dragi prieteni, acum cât stăm în izolare, ar trebui să fie acestea două și vă propun să rodim în timpul greu prin care trecem, în vremea aceasta de încercare, de molimă, răbdare și iubire. Răbdare ca virtute capitală și iubire ca cunună a virtuților. Să avem răbdare cu cei de lângă noi, să avem răbdare cu cei ai casei și, într-o iubire, să-i ajutăm pe cei din noi, să le fim de folos semenilor noștri. Să-i încurajăm, să-i întărim, să-i sunăm și să ne apropiem de ei. Așadar, două roade pe care Dumnezeu le așteaptă acum de la mine, de la tine. Răbdarea. Și, și apoi a doua lecție. Dumnezeu așteaptă ca templul ființei noastre să fie curat. În Lunea Mare, în popor, se spune că gospodinele încep curățenia de Paști. Dar nu doar exteriorul, nu doar ceea ce se vede, ci, ci ceea ce nu se vede, și interiorul se cere a fi strălucitor. Așadar, să ne curățăm ochii de imagini obscure, să ne curățăm buzele de vorbe grele, să ne curățăm mintea de gânduri rele și inima de tentații negative. Să ne facem poate curat, simplu spus, în vremea aceasta în care avem timp, în pod, în bibliotecă, de ce nu? În calculator, în dulap, în debara, în casă. O curățenie fizică dar mai mult decât atât, o curățenie spirituală. Un mediu curat, un mediu ordonat este benefic pentru planificare, pentru inovare. Și acum este timpul planificării, acum este timpul inovării. Dragii mei, curățenia este un act demiurgic, divin, recreator, deoarece pune ordine în haos. Și asta s-a întâmplat în mod plenar în Lunea Mare. Hristos a adus ordine în haosul din templu și vrea să ducă ordine și în viața noastră. Doamne ajută! Ne vedem mâine, în Marțea Mare, cu alte lecturi din Sfintele Evangheliei.